niște ușă secretă, frate, uitați-vă! Cine ar fi crezut așa ceva, ușă secretă spre noul nivel? Da, dacă un catnap era complicat, ei bine, 7 miliarde de catnap! Nu știu ce să zic despre chestia asta. Salut și bine v-am găsit la un episod din Poppy Playtime Chapter 3. Astăzi am ceva foarte special pentru voi și anume un nivel ascuns de developeri sub hartă. Probabil au vrut să-l includă în jocul final, dar n-au mai apucat, așa că este ascuns sub hartă și noi îl vom juca în episodul de azi. Așa că stați pe fază, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și fiți atenți! În momentul în care eu apăs aici pe butonul de continue, vreau ca voi să apăsați pe butonul de like. Bine? Hai să vedem! În 3, în 2, în 1 și like! Hai să începem joaca! Și ideea este că eu v-am arătat în episodul anterior niște secrete, dar în episodul acesta vreau să vă arăt alte secrete. Și unul dintre secrete e acel nivel ascuns. Așa că stați aici pe fază și acum avem și un mod menu nou de la Outwit. Știți că am mai folosit mod menu-urile lui. Faza interesantă cu mod menu ăsta este că ai posibilitatea să ai God Mode, adică practic devii prieten cu Smiling Critters, uitați-vă și voi. Ce faci, micuțule, ce drăguț ești tu, ce drăguț și ce simpatic. Ia uite-te la ei, Doamne ferește, Doamne ferește. Și vin din ce în ce mai mulți, ia uitați-vă, suntem prieteni cu toții aici. Imaginați-vă dacă o să folosesc ăsta la finalul jocului, când vine catnap să te fugărească. Bă, sunt foarte curios să văd ce se întâmple. Da, uite, hopa, s-au speriat toți. E și un mini catnap aici, nu știu dacă îl vedeți, uite ăsta de aici. E cam întuneric ce-i drept și nu prea se observă bine. Dar unde dispar ei? Nu știu, nu-mi dau seama, că gen, dintr-o dată se sperie și toți dispar, efectiv. Acum, aici în mod normal ar fi fost super mega complicat să treci. Imediat o să ajungem și la nivelul acela. Dar, având în vedere că avem acest mod menu, putem să folosim no clip. Și cu no clip, ghiciți ce? Putem să ajungem aici fără probleme. Ce să vedem? Se deschide ușa? Se deschide și ușa, frate. Băi, ce chestie! Băi, ce chestie! Noi acum trebuie să ajungem la... Știți că era o piscină. Era o piscină pe aici. Iată, asta este piscina. Și tu, în mod normal, când te joci aici, zici, bă, trec mai departe, că așa am jucat și eu, știi? Am jucat așa, am mers pe aici... Am deschis ușa și aici mergem la Dog Day. O să-l vedem și pe Dog Day în episodul de azi. O să vedem secrete poate și de acolo. Dar fiți atenți, ce m-a făcut pe mine curios? Faptul că dacă te duci la aceste rățuște, îți scrie cum trebuie să le folosești, frate. Adică gen, zice că trebuie să intri aici, trebuie să te folosești de mâner, trebuie, uite, usage pedal. Ai pedalele astea și trebuie să folosești de ele. Și nu uita să te folosești de mânere când intri, să nu pici pe jos. Și m-am gândit, zic, bă, dar de ce ar fi pus toate detaliile astea în joc? Când, mă, normal, bă, ok, faci asta și nu cred că interesează pe nimeni restul de lucruri, nu? Adică de ce ar fi chestia asta aici? Și mergând sub hartă, am descoperit că sub hartă există un nivel complet nou-nouț. Și dacă facem magia noastră cu mod menu, și anume, mergem aici, folosim obiectul acesta și dăm destroy, aici este o ușă secretă, frate, uitați-vă! Cine ar fi crezut așa ceva, ușă secretă spre noul nivel? Uitați-vă și da, funcționează! Dăm de maneta asta să vedeți ce se întâmplă. Ia uite. Băi, deci eu nu cred așa ceva. Deci eu nu cred așa ceva. Deci cred că trebuie să țină... Da, trebuie să țină apăsat. Chestia asta e în joc oficial. Adică... Nu e o chestie, nu e un mod ăsta. Nu, e oficial în joc. Și noi acum putem să mergem cu bărcuța și am pornit la drum. Ia uitați-vă. Băi, deci e pe bune treaba asta. Ia uite, comora piraților. Ce e aici, frate? Sincer zic, uite un rechin. Și acum ajungi la o altă poartă. Și uite, poți să vezi pe aici. Deci de ce n-au mai inclus partea asta în jocul oficial când l-au lansat? Asta mi se pare foarte ciudat, pentru că e super mișto ideea. Dar, nu știu, probabil era buggy. Habar n-am, că văd că funcționează destul de bine. Adică n-am probleme. Stăm aici, atragem de asta. Uite, scrie până și pe pereți câte ceva. Uite, vezi, dai poarta în jos și mergi mai departe. Cât de șmecher poate să fie, frate? Deci cât de șmecher poate să fie? Și n-am fi putut să vedem chestia asta fără hack-uri. Deci doar cu ajutorul hack-ului o să vezi acest secret imens.
E un secret imens, în opinia mea. Și văd că nu pot să dau de maneta asta, pentru că mi se duc mâinile în sus. Cred că e un perete invizibil sau ceva de genul ăsta. Și probabil și din cauza asta s-a băguit și l-au scos din joc, mă gândesc eu. Hai să facem un pic de lumină aici, pe cât posibil. Să ne uităm așa în detaliu. Deci aici e un vent, fiți atenți. Un vent care, da, nu duce nicăieri. Aici e un campfire. Niște copăcei de ăștia frumoși. Ce mai avem? Uite rechinul, de care vă ziceam, dar e doar așa ceva plutitor. Dar fiți atenți aici. Deci aici chiar, uite, banii din Poppy Playtime. Nici n-am văzut până acum așa ceva. Chestia asta e complet ascunsă și n-ai putea să o vezi fără moduri. Asta ar fi un hug aici, abonuiesc. Uitați-vă cât de ciudat se vede totul. Și aici e maneta aia de care nu poți să dai, deci nici măcar acum nu poți să dau de maneta asta. Dar noi putem să trecem prin pereți, așa că o să trecem fără probleme pe aici. Ce e aici? E că nu mai am muniție să trag. E ceva aici? Ah, interesant. Aici văd că e un fel de ăsta, de mergi prin el, da? Noi mergem vreodată pe aici, oare? Nu cred, sau? Ok, e destul de întuneric. Nu, pe aici ești din hartă, deci... E pus doar așa la vrăjeală, dar... Ia uite, jucării pe pereți. Și practic tu ajungi aici. Cred că ăsta ar fi finalul, oare? Aba nu, încă mai merge. Încă mai merge până ajungi... ăsta ar fi finalul. Ăsta. Și asta trebuia să fie în joc, tu trebuia să te poți juca chestia asta. Ce scrie? Playtime. Uitați-vă și voi, contentul ăsta nu e în joc. LOL, cred că pe aici puteai să intri. Aaa, fiți atenți ce trebuia să se întâmple. Deci tu ajungeai cu barca, ajungeai aici. Aici se oprea, că aveai blocată zona. Mergeai pe aici, bam, 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 și ajungeai la Dog Day. Și aici e Dog Day. Și ei ce au făcut? Au zis, bă, e prea lungă partea aia, dă că le punem aici o ușă. Și au pus ușă și aici e Dog Day direct. Vedeți? Deci, wow, nu vine să cred. Deci, sincer, nu vine să cred. Și am descoperit, efectiv, am intrat pe sub hartă și zic, bă, ia să mă, ce acolo, că sunt curios. Era ceva și nu înțelegeam mai exact care-i faza. Și, într-adevăr, mega, mega secret. Dar... Având în vedere că avem zona asta mare aici, vreau să văd dacă pot să mi-l spunez pe Catnap. Uite-l aici. Ia stai că vreau să fac un pic de lumină. Ce faci, Catnap? Suntem prieteni. Oh my god, să fii prieten cu Catnap. V-ați gândit vreodată? Ești prietenos? Hai să mergem la plimbare. Ok. Faza mai ciudată e că pot să spunez mulți. Oh my god, cât spunez aici, cât spunez. Dacă ne uităm acum, cred că o să fie ciudat rău de tot. Cred că o să fie super mega ciudat. Stați așa. Oh my god! Asta nu e bine. Asta nu e bine deloc. Da, dacă un catnap era complicat, ei bine, 7 miliarde de catnap. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Și toți se uită în același timp la tine. Mă, cât de creepy e, uitați-vă. Noi am putea, tehnic vorbind, să facem traseul și știu că el iese la un moment dat dintr-o conductă de asta. Hai să vedem dacă reușim să-l găsim. Doar că trebuie să-mi aduc aminte pe unde... Nu, pe aici niciun caz. Pe aici cred că era, dar tot așa trebuie să distrug eu zonele astea ca să pot să trec. Pe aici te fugărea el, dar acum nu mă fugărește absolut nimeni. Și suntem complet în siguranță. Pe aici mai e și câte un ăsta. Stai să dacă am God Mode-ul pe on. Îl am. Și aici dacă nu mă înșel, picai. Deci trebuie să ne folosim de ăsta și să vedem prin ce conductă treceai. Cred că aici. Pe aici ne întoarcem? Nu, e bine, e bine. Că pe aici era topoganul ăla. Și te duceai pe topogan. Dar vedeți că din nou, practic, eu nu am voie să folosesc topoganul ăsta în mod normal, cum l-ai fi folosit. Aici ușa trebuia să se deschidă, o deschidem noi. Și uitați-vă la zona asta. Deci aici el vine imediat și te prinde. N-ai timp să explorezi. El e chiar aici, uitați-vă.
Ia uite-l. Ia uite-l cum stă. Ce faci, băiatul? Ce faci? Dog Day, ești bine, băiete? Nu prea e bine, e cam jumate de Dog Day. Nu știu cum să zic, e cam jumate din el. Și știți că m-a prins odată când am venit aici. Dar hai să facem niște lumină, să vedem și noi cum arată încăperea asta. Deci aici te dădeai, frate, pe chestia asta. Adică, nu știu, era o zonă în care te puteai juca. Te învârteai pe chestia asta. Aici era te cățărai. Uite câte chestii nu poți să observi când te joci jocul în mod normal. Pentru că aici, efectiv, băgai viteză maximă, pentru că venea după tine să te prindă. Aici ce e? O zonă cu niște chestii de-astea de poți să te joci cu ele la fel. El vine și de aici și vine și din altă parte, cred că. Da, vine din fiecare conductă de-asta, vedeți? Deci, practic, dacă te duceai într-o conductă, oricum ar fi fost, te prindea. Nu aveai cum să scapi de el. Și acum, dacă dăm aici destroy, asta era partea în care puteam să scăpăm, sărind aici. Și acum ne folosim frumos de acest topogan și ar trebui să putem să mergem mai departe în zona următoare. Dacă ne sună iarăși telefonul. Ok, am revenit aici. Știm deja toate chestiile astea. Însă... hai să mai zburăm pe aici puțin să vedem ce mai putem descoperi. Văd că ușa asta e deschisă, ceea ce ciudat. Dar uite, la Toys, de exemplu, nu știu dacă putem să intrăm în vreun fel sau nu. Și cred că ultima chestie pe care mai poți face și unde să mai vedem niște secrete înainte de final e zona asta cu directorul. Deși aici nu sunt foarte multe, nu cred că sunt. Cred că cea mai important și interesant să fie la final, când ne fugărește Catnap, acolo să fie cea mai tare chestie. Asta e zona respectivă. Știți că aici aveam bateria. Punem bateria așa, deschidem aici. Dar că acum o să fie un piculeț mai interesant, pentru că putem să zburăm prin pereți și să vedem cam tot. Am ajustat puțin luminozitatea, să vedem un piculeț mai bine. Să vedem cum arată nivelul ăsta de afară și ce secrete ne ascunde. Păi e destul de mare nivelul ăsta și pe cum se poate vedea, tot nivelul este băgat în cave. Adică oriunde te-ai duce pe aici, așa să scoatem nou clipul. Oriunde te-ai duce pe aici, tu nu-ți dai seama că te joci într-un cave. Dar totul este în cave-ul respectiv. Ia, hai să luăm ăsta de aici. Îl punem aici. Și când deschizi mai departe, vreau să văd dacă e ceva unde n-am fi putut să mergem în mod normal. Uite, de exemplu aici. Aici n-am fi putut să mergem în mod normal, dar acum putem. E ceva aici? Păi e o cameră normală, adică nu e nimic special. Aici e puzzle-ul ăsta de care trebuie să treci. Treci frumos ca prin brânză. Apoi treci prin ventul ăsta pe aici. Să vedem și noi pe unde suntem. Aici, dacă mă înșel, era partea cu Catnap. Oare? Dacă trebuie să ai și masca asta de gaze. Era una din părțile cu Catnap aici. Dacă nu mă înșel. Da, pentru că tu luai bateria. Când ieși afară, cred că atunci se întâmplă să vină Catnap-ul, nu? Da, uite, deja m-a atacat. Ia uite. Ia mă, slow-ul și vezi mai bine exact ce se întâmplă aici. Ia uite. Opa! Da, deci chestiile astea n-ai putea să le vezi foarte bine în mod normal. Dar, cu ajutorul modurilor, hai să vedem ce se întâmplă mai exact chiar aici la final. Hai să vedem, chiar-s curios. Și ca să facem treaba, las bateria asta aici și mergem și punem niște lumini. Fiți atenți. Mergem și punem niște lumini. Să fie frumos aici. Avem și noi ce arăta corect. Ia uitați-vă. Pentru că pe aici vine Catnap și te fugărește până la lift. Dar fiind atât de întuneric pe aici, nu prea vezi mare lucru. Gata, mă. Altă viață. Parcă altă viață. Și să vedem, Catnap chiar e aici? De unde apare? Ok, deci niciun caz nu e aici. Habar n-am de unde se spunează. Dar ideea e că se spunează de undeva. Bun. Luăm bateria. Și suntem pregătiți de acțiune. Fiți atenți. Și vine Catnap. Și punem stop.
Uite cum dă cu gaz. LOL. S-a transformat. Voi vedeți? What? S-a transformat, fiți atenți. Era catnap normal și acum e catnap ciudat. Și acum nu mai e catnap aici, de aici. Oh my god, uite cum își ține coada. Mamă, ce ciudățenie asta a naturii, frate. Deci în momentul în care dă cu gazul ăla, catnap-ul ăsta se transformă, frate. Nu îmi vine să cred. Mi se pare incredibil. Mi se pare incredibil. Și în momentul în care noi mergem cu liftul, sunt curios de o treabă. Și deschid aici și merg cu liftul, da? Acum îi dau voie să se miște. Hai să scoatem camera să vedem ce face. Ia uitați-vă. Și să suie efectiv pe lift, cred că. Da, deci uitați-vă la... Oh my god. Să uită în jos pentru că na, camera noastră e în jos. Și se urcă pe perete și rămâne așa? What? Băi, catnap-o păianjen, ce e asta, pe bune zic? Asta a fost episodul nostru de azi, eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!